Salutare dragii mei și bine ați venit la un episod uh, aparte, un episod special pe canalul de YouTube Turtonace FM. Un episod în care vom încerca să vedem uh, la nivel de atribuții, la nivel de current și potential ability uh, și de ce nu și la nivel de jucători noi veniți, care sunt diferențele între database-ul de până acum cu care ați început probabil mare parte din uh, carierele voastre și database-ul nou, cel venit după update-ul major, update-ul de iarnă, cum bine știți, update-ul care, update care se face de obicei după perioada de mercato și principalul update din, din întregul sezon al, al femeului. Să vedem un pic diferența între jucători, bineînțeles că ne vom axa pe jucătorii români, bineînțeles că vom vedea diferențele între cum era Man, de exemplu, înainte și acum la Parma sau al jucătorii de genul, și sper să fie un episod interesant care să vă, să vă placă. Așa că să-i dăm bătaie și să deschidem mai întâi Football Manager 2021, database-ul prim și să ne uităm aici cam cum teau lucrurile înainte, să vedem un pic cum, cum se prezentau jucătorii români sau jucătorii în principiu din prima ligă la, la lansarea jocului, cu database-ul de la lansarea jocului. Din păcate, aș fi vrut să fac în paralel cu două editor uh, și să ne uităm în paralel la cei jucători, însă nu se poate. Aplicația este limitată la a se deschide doar o dată, nu simultan, uh, și atunci o să. o să ținem minte, să zicem așa. O să ne uităm întâi la database-ul vechi, după care o să ținem minte, zic eu, și îl vom deschide mai apoi pe cel nou și ne vom uita la aceleași lucruri în principiu. Bun, hai să trecem, bun, uh, haideți să vedem direct Liga, Liga 1, uh, cred că mai bine căutăm pe Nations, ok, să vedem ce găsim aici. România, la România avem ligile toate cele frumoase, bineînțeles, Romanian First League, 118 reputație pentru Liga 1 să vedem și echipele. Bun, și la nivel de reputație al echipelor, Jefele Cruj domină cu 6100, FCSB puțin peste Craiova, 6050, 6000 pentru Craiova în schimb, iar apoi distanța destul de mare între urmăritoare. Ce este acest reputation? O să încerc să vă fac un fel și de tutorial acestui editor, pentru cei care poate nu știu. Ei bine, această reputație este acele stele care le vedeți dumneavoastră în, în pagina echipei, acolo unde vă arată și vă spune uh, reputation of the team, bineînțeles, sunt acele steluțe, de fapt acest, aceste cifre de aici le regăsiți sub formă de steluțe în, în joc, în pagina descrierii jocului și contează foarte mult în ceea ce privește jucătorii care pot fi aduși la echipa dumneavoastră și cum este văzută echipa dumneavoastră în lume. Da? Deci asta este reputation. Nu o să intru în super multe detalii, dar uh, să înțelegem un pic și despre ce, uh, ce vorbim aici, că degeaba uh, vorbim de una alta dacă nu înțelegem ce înseamnă în joc și cum sunt transpuse ele. Și uh, ne uităm, ne uităm, o să ne uităm în mare parte la echipe cheie, nu o să ne uităm la toate echipele. Îmi cer scuze pentru cei care vor o anume echipă și poate nu o să se regăsească. Ei bine, la CFR Cluj, la începutul când jocul a fost lansat, cel mai bun jucător era Damian Djokovic. Djokovic care știm că a plecat de la CFR Cluj în, în această iarnă. Mai apoi Deac, Vinicius, Camora, Bilel, Omrani, Burcă, Rondon. În mare parte o echipă de 120 carent stabilă, Vedem că 7 jucători din primul 11 aceste 120, iar apoi Kipciu, uh, Susi sunt nu departe de acel 120, uh, mulți jucători 117, 115. Ideea e că dacă e să facem uh, un minim de rentability cu care am vrea să facem o echipă în România, ca să ne batem la titlu, ar trebui să fie peste 105, pe părerea mea. Și iată că CFR-ul stă foarte bine la acest capitol, are destul de mulți jucători care se încadrează, sunt peste 15 jucători. Deci un prim 11 cu rezerve, oarecum peste 115. Problema CFR-ului bineînțeles rămâne vârsta, 27 la ei considerat tânăr. Vedem că de abia la un scădem un pic, 25, dar pe un deja nu se mai încadrează în iaut, ca să zic așa. Primul tânăr ar fi Manea, care are 115-140, dar nu cred că are foarte multă șanse să îndeplinească potențialul. Și mai apoi coborâm tocmai la Costache, 113-125, deja distanță foarte mare între Manea și Costache ca și potential ability. Deci Costache, dacă și-ar îndeplini tot potențialul, ar fi sub primii 4-5 jucători de la CFR în momentul actual. Deci nu tocmai îmbucurător pentru ceferiști. Voituș, 26, deja numai tânăr, Carnat, următorul deja intră în, aproape că nu se mai încadrează în acea medie de care vă vorbeam de, de 115, Itu la fel. Ca și Potential Ability, cele mai bune potențialuri le au bineînțeles Manea, Kipciu, dar nu se mai încadrează deja de și vârsta. Uh, Costache, vă vorbeam puțin mai devreme, Debeliu, uh, Ciobotariu, 115 deja nu mai are. Mai sunt și potențialurile astea cu minus, care nu știu dacă știți ce sunt, sunt potențialuri dinamice, sunt potențialuri practic care se regenerează de la salvare la salvare, sunt selectate random în momentul în care se generează database-ul salvării dumneavoastră și, poate fi, și sunt de la o salvare la alta diferite. O să vă arăt ca să știți despre ce vorbim și la ceilalți jucători. În principiu, sunt, în principiu sunt mai multe categorii de potențialuri dinamice care se pot face în Football Manager, de fapt care sunt jucători în Football Manager. Există acest potential ability normal în care se, cei care fac database-ul pot pune un potențial între 0 și 20 și 200 și atunci este un potențial fix. Acela va fi potențialul jucătorului pe întreg sezonul fotbalistic. Pe întreg jocul, nu se modifică. Și există acest potential ability range în care se pun potențiale dinamice în sensul că se selectează o categorie, iar potențialul acelui jucător când dumneavoastră faceți o nouă salvare se va genera în acel interval. da? Deci, în cazul uh, acestui jucător, mi se pare că era la minus 7, minus 7, dacă nu mă înșel, e între 90 și 120. Nu, e minus 6, uh, minus 6, 5, minus 7, ar fi 110, 140. da. Deci, practic. Cine a făcut database-ul pentru România a considerat că Bogdan Sucitu are un potențial între 110 și 140. Parcă minus 7 era, da, minus 7. 110 și 140. Puteți avea norocul ca în salvarea voastră să vi-l genereze la 140 și atunci veți avea un jucător foarte tânăr, foarte de perspectivă bun, sau vi-l generează la 110 și atunci veți avea un jucător care nu o să prea prindă primul 11. Cam astea sunt. Potențiale dinamice, pentru că o să mai vedem lucrul ăsta, la mare parte la cei mai tineri jucători și cel mai de potențial, precum Octavian Popescu, de exemplu, de la FCSB, există aceste potențiale dinamice. Până într-o anumită vârstă, cei care fac database-ul la football manager încearcă să dea mai degrabă aceste potențiale dinamice, pentru că efectiv nu ai de unde să știi dacă acel tânăr va deveni Messi sau va fi un fail, la fel cum, de exemplu, a fost. Uh, mitea, da? mitea de la Ajax avea să zicem un potențial dinamic între 110 și 170, uh, iar uh, viața la general a un potențial de 115, și atunci nu și l-a atins sau nu a devenit ceea ce s-a așteptat să devină. E normal pentru un tânăr până într-o anumită vârstă să primească mai degrabă acest tip de potențial decât unul stabil. După o anumită vârstă se schimbă. Dacă țin bine minte, de exemplu, ca să vă dau un exemplu și mai concret, Denisman în... Denisman în 18-19 avea un potențial dinamic, iar acum are un potențial fix pentru că a depășit vârsta în care nu se cunoșteau încă ceea ce va putea produce acest jucător. Și cam aia e la CFR. În fine, bun, hai să trecem și la treabă că iar vorbim foarte mult și degeaba. Deci ați înțeles care e faza cu potențialul dinamic astea ca să știți ce înseamnă acest lucru. Cu cât e minusul ăsta mai mare, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11, cu atâta e mai, potențialul e mai mult, mai mare, mai, mai bun. Cu cât e mai mic, cu atâta range-ul acela este mai mic. 55-65 înseamnă 5,5-6,5, deci minus 65, este sub minus 7, este următorul range sub minus 7. Hai să trecem la FCSB, cum vă spuneam, FCSB care la începutul, la începutul jocului cu database obișnuit se prezintă așa, cu Coman la 125, bla, bara, bara, cu man, tânase un pic mai jos, cu două, două, puncte, însă cu potențial mai mare, Coman 145 și Denisman 140, iar tânase 130, Tănase fiind deja la o vârstă înaintată. Miron urma mai apoi cu 119, Olaru, Cristea, Crețu, 117 și Moruțan, 116, împreună cu Nedelcu. Iată ce bine era văzut Nedelcu și destul de prosticel Moruțan. Uh, și tot așa și tot așa. Deci echipă mai slabă a FCSB-ului față de CFR dacă e să ne raportăm la treaba asta. Uh, practic, dacă ne raportăm din nou la 115, uh, sunt... 12 jucători față de 14 sau 15 câți avea CFR-ul. Într-adevăr, sunt 4 jucători care se încadrează totuși acolo. Ceva mai slabe rezervere, însă 109, destul de mare cart între wide și următorul, dar, dar sunt sigur că primează în treaba FCSB-ului, primează că sunt tineri și că au potential ability. Iată, dacă stăm la potential ability, să vedem Coman, Man, Măruțan, Nedel cu și chiar tânase și Vână sunt cu peste 130 Și mai, mai are cine Și sunt jucători aici care vor crește cu siguranță Coman 22, Danisman, Moruțan 21 Nedelcu poate și el să mai crească 23 Tănase mai puțin, Vână la fel Olaru, Waida, încă pot crește Panțuru oarecum Cristian Miron, nu prea Perianu, clar După care mai avem Vlad Sunt, sunt destui ca potențiale dinamice, cei mai mari ar fi acest cu minus 7 și ar fi Octavian Popescu. Haideți să vă arăt ce înseamnă minus 7. 110, 140. Deci puteți avea un Octavian Popescu de potențial 140 sau un Octavian Popescu de potențial 110 sau 115 sau 120 sau 125 sau 123 între 110 și 140. Depinde cum vă e norocul în cazul ăsta, să zicem așa. Pantea și el este considerat la fel, poate chiar un pic mai bun, care în toabilitiul Popescu este 65, alu lui 70. Deci e posibil ca Pantea să fie mai bine văzut decât Octavian Popescu, mai ales care cu un an mai puțin. Câțiva jucători de minus 6, de fapt 1-2 sunt, Dumitru și cu Istrate, după care nu prea multe potențiale, deja de la minus 5, ca să zic așa, vorbim de uh, 70-100, deci deja nu se mai încadrează. Range-ul bun pentru Liga 1 începe de la 90-120, adică de la minus 6. Și cam asta e FCSB-ul de la începutul database-ului. Ne uităm repede și peste Craiova, Vitorul și Dinamo ne vom uita, după care vom trece la database-ul următor sau ne uităm mai degrabă. Cred că o să ne uităm un pic și la niște uh, jucători uh, cheie din lume. Haideți să vedem dacă reușim. Bun, uh, la Craiova lucrurile se teau în următorul fel, ca și ca rentability. Colici 127 și 26, 226 25 bancu uh, Da Nistor Piliaceli Ivan, Mateiu, Bărbuț, Bălașa, Constantin și de la Căpățână deja intrăm sub acel 115. Practic și Craiova 10 jucători, la fel ca FCSB, un puțin mai, puțin mai, puțin mai puțin, ca să zic așa, însă la fel doi jucători care sunt acolo la limită, iar mai apoi sunt unii mai, mai slăbuți, un lot un pic mai bun al FCSB-ului, însă și Craiova sub Uh, CFR Cluj. La capitolul potențial, însă, avem pe cicl 2 cu 140, 23 de ani, toate șansele să-l facă. Aici nu mai intră în calcul nici piliaceli, nici colici, poate oricum colici aproape de maxim, dacă nu deja e la maxim. Uh, Ivan ar mai fi 126, 116, 23 de ani, ar putea să facă măcar un 120, 121 pic. Bălașa numai 24 căpățână, nu cred. Uh, 19 ani când pe anul ar fi aici, 95-118, dar deja potențialele scad și sunt foarte mici. Ca potențial dinamic, un minus 8 pentru Bayram, ceea ce este surprinzător, pentru că minus 8 înseamnă 130-160, deci un Bayram care are minim, minim 130, dar care poate la fel de bine avea și un 160, 160 fiind, wow, bani mulți pe un jucător de genul ăsta. Un minus 5 și un minus 55, cam atât, nu prea multe potențialuri dinamice la Craiova. Bun, hai să trecem la viitorul, că acolo avem ce vorbi despre potențial. Bun, viitorul care se prezintă cu jucători deja sub 115, deci diferență mare între viitorul și restul echipelor. Candidate la titlu, ca să zic așa, doi jucători s-ar încadra în acel 115 de care vă vorbeam eu și este vorba de Gazaniga și Iancu, după care deja scădem brusc, 110 și chiar sub 110, deci foarte slab viitorul la nivel de current ability. Haideți să ne uităm la potential însă, 130 ar fi pentru Boboc 21 de ani, șanse să și-l facă, Ciobanu, 130 pentru el, Ghiță, 128, De Noier, 125, Castaniada, 124, Ganea, 120 și Căbus, poate un picuț, Casap, 120. Uh, Fernandez Victor 120, deci potențial, mult, la potențial mult mai bine. Mulți jucători care încă sunt tineri și care pot atinge acel potențial. Deci viitorul e echipă care, dacă ar rămâne în 2-3 ani cu aceia jucători, are toate șansele să înceapă să, să se bată la titlu și lucru ăsta s-a văzut dacă țineți voi minte pentru cei care nu pentru cei care au văzut episodul, avem noi un episod pe canal intitulat 10 ani în viitor, în care vedem ce se cam întâmplă Liga 1 în în 10 ani dacă simulăm 10 ani de Football Manager și acolo atenție spoiler pentru cei care nu au văzut, acolo se vede cum Viitorul ajunge să bată la titlu și să câștige chiar multe dintre ele. Deci e de înțeles de ce. Ca potențial dinamic, un minus 75 pentru Pitu, asta însemnând între 120 și 150, dacă nu mă înșel. Da, 120 150, deci minim 120 pentru Pitu, dar poate fi și de 150, adică peste Moan sau Coman. Grosul minus 6-5 are și el toate șansele. Constantin, deși are 60-6-5. Deci sunt câțiva 6-5 și un 5-5. De aici în jos deja e irrelevant. Dar mai avem și mulți de 7, mulți de 6, mulți, mulți de 6. Iată cât sunt între 110 și 140 parcă era. Nu, 90-120. Oricum, bun, 90-120 cu. Cu atâția minus 6, măcar 3 dacă prinse să, să genereze cu 120, sunt jucători care pot face în față cu Brion Liga uh, Și cam atât. Deja de la minus 5 e, e puțin, e slab. Asta a fost viitorul. Și acum, cum spuneam, trecem și la Dinamo. Dinamo care a început cu lotul care îl știți. Un lot bun, teoretic. Vedem 119 pentru Ba... Alex Garcia, 115, 114, Anton Pau, Paul Anton, Borja Vaie, 113 și mai apoi 112, 110 și scădem. Însă are mai mulți jucători, de exemplu, decât Vitorul care se încadrează în acel 115. Sunt, 5, sunt 2 jucători, de fapt, dar mai mulți apropiați de 115. Un lot bunicel, nu superb, însă bunicel. Ca și potential însă Garcia ar fi, 142-115 la 23 de ani, deci un jucător cu potențial, nu știu cât de probability of development este, însă se vede că e un jucător bun. Următorul pentru a putea fi considerat potențial este Marco Eman, 93 19 ani, acceptabil, și banii, și ai și 17 ani, după care de la 18 ani deja scădem sub 118, Borcea Valentin, Robert Moldoveanu, la fel și el destul de, de puțin, Ach, Amzar Costin, Măgureanu Sorescu, deja o dăm în, în 15, iată Sorescu foarte puțin, 115 109 Ricardo Grigore și așa mai departe, Stan Claudiu ca dinamic avem un singur minus 7 și un 7 și atât, un minus 7, că ăsta e 75, ăsta e 75, 75, scris așa, nu este minus 75. Deci un singur minus 7, Mitrovici Alexandre, 17 ani, 58, care în destul de departe de ceea ce ar putea fi generat, destul de greu să l îndeplinească, însă cam atât, deci slăbuți la dinamice. Bun, asta Liga 1. asta e Liga noastră, Liga 1. Um, o să încerc eu să văd dacă reușesc să fac un, um, să văd dacă pot să fac după care de deși nu cred. Uh, Persona, atribuți, nu, ar trebui să fie player attributes, ability reputation, nu. Uh, position, ba da, aici era și era potential ability, potential current ability și potential ability. Ca să vedem un pic așa. De fapt, facem după current ability și punem is at last 150. Bun. După care dăm rol și dăm jucător ca să ne dea agenția, antrenori și alte cele. Și uh, nem undeva pe aici trebuia să fie. Base Nation era mai sus, parcă. Salary, date, join national, second job, person type, unique name, first name, nu, second, common, number of 5, person type, oare? Player, perfect. Și să dăm uh, search așa. De ce s-a șters? Nu vreau să șteargă, ce s-a șters acolo? person type. S-a șters deși nu înțeleg de ce. Bun, attributes, nu. Uh, player attributes, current ability, is at 150 și căutăm. Și ne dă aici a, ne, ceea ce este, tot ce este jucător peste 150 în database-ul prim. Dar ne vom uita așa, uh, la, la cei tineri, Alfonso Davis, de exemplu, care are și poză. Alfonso Davis care are între 150 și 180. Asta ca să vă dați seama, ne uităm la câțiva doar ca să faceți un raport cu ceea ce înseamnă jucătorii români și să vă dați seama cam ce înseamnă un current și un potential de 140-150 în România raportat cu ce e în lume. Deci vorbim aici de 152 pentru Alfonso Davis cu un potential range între 150 și 180. Da? Asta înseamnă, cam asta înseamnă Uh, nu, nu așa, vrem așa. Ne mai putem uita la delict, care are 163 185, da? despre ce vorbim. Complet altă diferență, Holland, la fel ne uităm pentru că probabil are o mare modificare. Holland care pleca la începutul jocului cu 164 și 160-190. Uh, automat având 164 carent, o să primească acest range peste 164 o să primească 160 potential în condițiile în care el are 164, dar cam ăsta e Holland. Poate să ajungă la 190 într-o carieră generată cu 190, ceea ce înseamnă wow. Uh, ok, Joao Felix, Alt jucător tânăr, 159-175, el nu mai are dinamic, de exemplu, ca Holland. Și mai luăm câțiva. Vom lua pe Foden, că îmi place mie de el. 150-175. Și mai luăm 2. Este 2, vreau Eu să mai iau 2. Mbappé, care se încadrează în 181-196. Deci toate șansele să devină mai bun ca Messi, teoretic, după joc. Așa și mai luăm pe, nu Victor ne Hakimi, Teo Hernandez, Pulisic, Havertz, Zaniolo. Um, ce mai e pe aici? Ce mai e pe aici? Rashford, Iovic. Hai să luăm pe Rashford, că poate sunt fan United pe aici. Ha? Rashford, 205 Cam asta e diferența, cam asta e prin ceea ce e prin lume. Hai să vedem și câțiva mai buni. Uh, 175, ar trebui să-mi dea mai puțini. Uh, Mbappe ar fi ca vârstă cel mai fraged și bun, după care deja să la 27 de ani. Hai să vedem cât are Ronaldo, de exemplu, și cât are în ceea ce înseamnă nou generat. Deci Ronaldo 194-196 în primul, în database-ul de la lansarea jocului iar Messi 195-200, dar potențialul nu-l mai luăm neapărat în calcul pentru că nu vor mai, mai crește. Da? Și cam asta a fost database-ul. Cam aici vedeți ce înseamnă jucători peste 175. ăștia toți, deci toată lista puteți să vi-o salvați dacă aveți interesul ăsta. ăștia toți jucătorii la începutul, când s-a lansat jocul, sunt jucătorii din lume, sunt toți jucătorii din lume care au avut 175 care ability sau mai mult de atât. Ăștia sunt, da? Bun. Acum vom genera noul database. 21.3, database de uh, iarnă. Și vom face în principiu cam același lucru care l-am făcut mai devreme. Bun, nu și acum ar trebui să avem ce am avut mai uh, de vreme, dar din ultimul database, în sensul că la competition nu dăm name, dăm nation, să facem același tip de search. Uh, România, first league. Reputația i s-a schimbat 118 acum, nu mai știu cât avea data trecută, dar sunt sigur că voi ați reținut, mi se pare că 115. Deci, reputația campionatului românesc din, privin, din punct de vedere, de fapt, al football manager, cine face database-ul pentru România, România acum e mai bună cu 3 puncte decât ceea ce considera ei că este România în uh, octombrie-noiembrie când au făcut database-ul pentru lansarea jocului, da? Deci o îmbunătățire, Surprinzător, dar este. La nivel de echipe, reputațiile au rămas cam la fel. Tot distanța e mică, dar se mai scurtează, cred, CFR-ul, cred că mai scade, avea mai mult. Deci, distanță de doar 100 între Craiova și CFR, și 50 între CFR și FCSB, respectiv FCSB-Craiova. Aceeași distanță enormă între restul echipelor și cele trei. Și să vedem cum a ajuns CFR-ul, CFR-ul care avea mulți jucători peste acea medie de 115, iată, avea, cred că, 16, 15, 16 jucători, a rămas cu 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 jucători. A mai pierdut 3 jucători, unul dintre ei ar fi Djokovic și cam așa arată acum. Camorra fiind cel mai bun, Burca a crescut și el, a, cred că a primit un buz destul de consistent de a rămâne pe acolo. Belgradean a scăzut, avea 125 dacă nu mă înșel, Vinicius 121 susici pe un, știu sigur că a scăzut cel mai mult. Cipciu care are 116, Rondon, Sigur, Nonson, Runar, Marcel, nou venit are 119, deci este destul de bun pentru campionatul românesc teoretic. Uh, Manea 117, avea 120 dacă nu mă înșel, uh, Omrania scăzut și el la 116, avea mai mult, avea peste 120 sunt sigur, Ben Iusef 115, acceptabil pentru campionatul românesc din perspectiva noilor veniți. Și cam asta e CFR-ul, da? Deci, oarecum un pic scăzut față de începutul jocului. cfr un pic mai slab cu noul database decât uh, cu database-ul de la lansarea jocului. Ca și potential ability, Moana rămâne cu cel de 140, cred că atât avea, dacă nu mă înșel, și cam singurul și cu potențial de la CFR. Mai e costat, că costă 25, dar cred că tot atât avea și înainte. Uh, 23, 120 pentru Debeliu, 115 ce Itu, 115, nu 115. Itu mi se pare destul de neîndreptățit, 107, 115, mie îmi place de Itu, ar trebui să merite mai mult, părerea mea. Dar cam ăsta e CFR-ul ca dinamic uh, slab, foarte slab, groaznic, nu are mai nimic dinamic, nu are cu ce să se laude în viitor. Bun, ăsta e CFR Cluj, trecem acum la... FCSB, aici avem ce vedea din perspectiva potențialului, în sensul că sunt jucători. La care Ability mi se pare că aveau 9, 8, 7, 8, 9 jucători peste 115, iată că au 3, 6, 9. Tot au rămas. Cred că a mai crescut cineva în peste media aceea, sau de fapt a venit Radunovici și a plecat Man. Uh, și cam atât Că Haruț nu se încadrează E la 114 la limită Dar cam asta a fost schimbul În rest au rămas cam aceia Și iată scade Coman Care era cel mai bine văzut Și cel mai bun jucător scade Tănaț este acum cel mai bun văzut Creștere mare pentru Moruțan 123 de la 115-16 cât avea parcă uh, Cristia crește și el un pic 121 Olaru crește Miron la fel Radunovic vine și este bun, creț, crește și el 117 la bara, bara cu Radunovic, Popescu dacă nu mă înșelă a crescut și el 1 sau 2 puncte, Panțărul scade, Haruț este acceptabil, Vână scade, Oaidă crește sau rămâne la fel cred. Vlad crește un pic, Vucusici, noul venit, este sub Liga 1, Nedelcu scade și restul, știți, Simeon crește și el șut la fel pentru că au jucat titular și așa mai departe. Ca și potențial avem Moruțan din momentul de stat, cu cel mai mare potențial la Bar Barabara cu Coman, deci crește potențialul lui Moruțan, cam să fi fost 145, însă Moruțan în momentul de față poate fi mai bun ca, ca Coman sau este la fel ca și Coman în, în privința care în raportat la football manager și la cum a făcut database-ul, deci creștere mare, semnificativă pentru Moruțan. Harut și el costă 135, surprinzător, deci are toate șansele, 21 de ani. Nedel costă 35, rămâne, dar nu știu cât are șanse să-și-l facă cu atâtea accidentări se vână 25 de ani, deja nu mai vorbim de ei, 128 Olaru, toate șansele, dar părerea mea că olaru este subevaluat cu potential ability. Asta ar fi trebuit minim uh, cât i s-a dat lui Haruț, din punctul meu de vedere. Wide, clar, wide, dacă wide îl faci 113-128, n-ai cum să-l faci pe olaru 120-128, pentru că părerea mea e că olaru e peste wide. -ă, și wide e bun, dar e peste wide -ă olaru. Panțorul 125, Simeon Gabriel, iată, o surpriză plăcută, 125 de ani, la fel ca și șiut, la fel ca Cristea, dar Cristea are 20 de ani, Radu Novici mai crește, Miron la fel. Uh, și mai avem Vlad 120, nu prea s-a schimbat, ar fi trebuit să mărească potențialul un pic mai mult și lui Vlad, părerea mea, are toate șansele, totuși are 21 de ani. Uh, 19 ani, Ioan Roberto 112, deci deja scădem. Iar la Dinamic, iată, Prima surpriză, Octavian Popescu trece la minus 8 față de minus 7, adică avansează de la 120-140 130-160. Deci jucător providențial Popescu pentru viitor, dacă vă faceți o carieră acum cu database-ul nou. Niță Pantea rămân la minus 7 sau Niță nu era la minus 7, crește Niță la minus 7, Pantea rămâne la minus 7. Fulga Gabriel Udrea asta nu mai contează și minus 7,3. 75. De fapt, pentru Perianu, e fel bun, 120-150, dacă ți-l face 250, ți-ai găsit mijlocașul central. Asta este FCSB, trecem la Craiova, Craiova care la fel avea undeva în 5-6 jucători, peste 115 dacă nu mă înșel și are 1, 2, 3, 4, 5, 6, jucători 115. Tot acolo a rămas și 2 însă crește 126, nu avea atâta mi se pare, colici el crește 126. Bancul, iată ce bine ai văzut, 125, Nistor 124, tot pe acolo era, 122 și pentru Piliaceli. Bălașa mai crește și un pic, dacă nu mă înșel, 119, Constantin 114 la limită și Ivan scade. Ivan scade foarte mult, 113, 119, uh, justificat la performanțele care le are în realitate. E la nivelul Bărbuț uh, și se, se vede asta și în joc. Cam atât la Craiova din poziția de current ability. Nici nu știu cine a venit nou pe la ei ca să, să vedem așa dacă se încadrează. O fostul cred, dar nu că l-a venit în vară. Mateu că puțină pap, habar n-am. Gustavo, Vlădoiu, nu-i știu, îi știți voi, voi uitați voi pe aici. A, uite, Ivan Mamut, 105-114, foarte slab. Aca la fel, deci destul de fedele, mi se pare că a venit la fel foarte slab, dar are potențial. Da bine, la 28 de ani ce potențial să mai ai? Și cam atât. Ca și potential ability, cicl 240, bun, foarte bun. Ar mai fi următorul, colici, nu știu cât se mai face din el, 25 și la fel, nu știu cât mai face din el, 24 căpățână, destul de mare. 19 ani când anul ar fi, 9,318, dar puțin, 118 puțin, Screciu 118, scădere mare pentru Screciu, Bărbuți, Ivanov, Antoni, Ivanov, 118 și cam atât, Vlădoiu și așa mai departe, iar la Dynamics, un singur jucător notabil, Bayram, minus 75 cu 95, deci poate fi un jucător bun ăsta, Bayram, cam atât. Bun, și să trecem și la viitorul, să vedem ce se întâmplă și pe aici, 3 jucători, 4 avea viitorul parcă la peste 115, ei bine, nu mai are niciunul. I-au plecat în mare parte jucătorii cei mai buni, rămâne cu ghiță 110, în rest foarte slab lotul viitorului. Uh, trist, trist, dar adevărat, nici nu mai stau să ne uităm pe el, ne uităm direct la Potential. Potential singur notabil care a rămas așa oarecum în calcul este Bobo, cu 106, 130 uh, și Ciobanul care primește un boost la parcă, cred, la potențial. Uh, ghiță 128, 27 babunski, dar deja nu se mai încadrează. 22 de Noier nu se mai încadrează. De fapt, mai poate face, dar a scăzut de Noier, mi se pare, la Carent. Castaniada, la fel, a scăzut și el. Ganea l-a crescut un pic pe Ganea. Casap a crescut și el un pic și cam atâta. Ca dinamic, un 75 și mulți de 65. 75 pitul Alexei și cam atât de slăbuți. Slăbuți și și viitorul mai sunt minus 7 pe aici. Bodișteanu, Moadib, Malama. Deci aceeași teoria viitorului pentru viitor. Mulți minus 6, mulți minus 7, mulți minus 65, mulți minus 75. Jucători mulți care dacă se generează cu database-ul care trebuie au toate șansele să îi ții și în 3-4 ani să domini la titlu sau să te lupți la titlul liniștit. Și să trecem și la ultima echipă de vizualizat, Dinamo, care a scăzut pentru că a și vândut. Din mulți din ei au plecat, a rămas Anton Paul și Sorescu, care a primit un mare boost, 112 cu 115, meritat. Fabrini 107 și cam măia sunt. Steliano Filip 105, nou venit, Na, nu prea multe de spus la Dinamo. I-a scăzut lotul în consecința rezultatelor reale pe care le-a le avut până la urmă, dar na, se, se e de lucrat, se poate lucra aici. Nu e de retrogradare, clar, ca și potențial. Uh, Eman a crescut 120-98, ce e meritat și se poate face treabă cu el. Uh, se pot încasa bani. Moldoveanu Robert 118, Amzar Costin 117, uh, tu 115 Ahmed Bani, sunt Sorescu 115, poate să și-l atingă. Ricardo Grigori 115, câțiva sunt, câțiva sunt. Și dinamic avem un minus 7, Mitrovici, Alexander, acel Mitrovici de care îl vedeam și data trecută, a crescut un pic în care, dacă nu mă înșel, deci mai mult probabil să-și facă un eventual potențial decât în database-ul inițial. Și cam astea au fost, ăsta, astea au fost echipele, de fapt. O să trecem acum la câțiva jucători români care au, care au plecat, dar o să facem în următorul fel, o să dăm pe uh, People și o să-i dăm By Nations. Uh, nation of National Job, nu? Name, first name, second. Ne Cred că Nation of Birth ar fi... bun. Uh... În primul rând vrem player. Vrem să fie player. În al doilea rând vrem să... fie român. Da? Uh, România. Și ni dă pe toți. O, oh, cât sunt. Stați să dăm și pe current. Să selectăm și current, că nu ne interesează chiar toți jucătorii români. Players, attributes, ability, and reputation, current ability. Current ability să fie minim 120. Și atunci ne dăm mult mai puțin. Bun. Păcat că nu pot să modific aici, dar de fapt cred că aș putea player, retired person, journalist, agent. nu că se aducă ca să adăugăm, dar nu vrem. Bun, îi luăm așa, îl luăm după vârstă. Denis Mann, la Parma, după noul update, este contat la 130 cu 145. Nu știu, 145 știu că avea potențialul și înainte, asta știu sigur. Current ability cred că a fost majorat cu 5 puncte, dacă nu mă înșel. Deci, cred că era 125-145 la FCSB, acum e 130-145 la Parma. Își menține potențialul, ceea ce e de așteptat, dar trist, crește un pic în current. Ceea ce este ok, pentru că chiar a avut un sezon bun. Deci, așa arată Denis Man la Parma. Următorul jucător. Nu aici. Următorul jucător de aici. Moruțan l-am văzut, Coman îl știm, Molaru, Dacic îl dău, Ionuț Radu, haide să ne uităm și pe Ionuț Radu, nu știm cât avea inițial, dar iată, 133.150, bun și Ionuț Radu pentru, pentru viitor. Uh, următorul ar fi Marin Răzvan, hai să vedem Marin cât are la uh, Genova, practic. 13248. deci teoretic Răzvan Marin un pic mai bun ca Denizman, dar cu potențial un pic, uh, un pic mai mare. Nedelcearul la EK are 120-130, acceptabil și pentru, pentru Nedelcearul. Mitriță, Cristea Mitriță la Rabi, 120-138, sunt sigur că a scăzut, sunt foarte sigur din câte mi-am gândit, avea potențial mult mai mare, 145, cred că ceva de genul. Uh, și pentru el, Miron Băluță Andone Burcă, Bancu Stanciu Nicolae. Toșca, Alibec, Chiriche și Maxim, Nistor, Bălgrădean, Big Falvi, Ștefan, Cheșeru, Niță, Pantelimon, Deac, Tărușanu și nu-l avem pe Mihalache, aparent. Deci Mihalache nu are 120. Wow! Surprinzător, rău de tot. Da, hai să încercăm 110 atunci. Ciudat să nu fie Mihalache. Ciudat. Miha, Mihalache, doamne, Mihailă, mă scuzați. Deci Mihailă nu are așa de mult. 114 cu minus 75. Foarte slab, Mihailă. 120, 150. Nu mă așteptam. În condițiile în care dai Luman, 130, 145, care e de mai puțin timp la Parma, puteai să-i dai și lui Mihailă minim 125 current și minim 145 la potențial fără să fie dynamic. Da, nu mă așteptam. Dezamăgire, Mihai, iată. Chiar dezamăgire. Uh, și cam atât: că restul e cam știm. La ăștia eram curios, eram cel mai curios la ăștia, și cam atât. Hai să facem și treaba cu... cu jucătorii cei mai buni, care rentability minim uh, 150. Hai să vedem Alfonso Davis. Cât a crescut sau a scăzut? Minus 152, cam tot acolo, 150-180. Nu știu dacă avea Dynamics. Avea Dynamics minus 8, parcă, și a crescut la minus 9, ceea ce este un improvement. Uh, Holland era foarte bine văzut. 166, iată, a crescut cu 185. Nu mai e Dynamic potențialul lui, este fix uh, 185, deci foarte bun, dar nu mai bun ca Mbappé. Delict uh, văd să și pe el 163-185 a crescut parcă un pic și el Joao Felix uh, 150-175 că a scăzut parcă Foden 150-175 tot pe acolo era Mbappe 180-196 a crescut aproape de a ajuns aproape la nivel Ronaldo Messi și are 21 de ani. Așa și Rashford parcă mai văzusem noi. Rashford. 157 a scăzut. Cred că a scăzut. Parcă a scăzut. Ca și 170, cei mai buni, la noul database, Hai să vedem Ronaldo, hai să vedem Messi. Ronaldo, 194-96. Parcă e un pic mai bun, avea 194 parcă avea, nu? Nu mai știu. Știți voi, sunt sigur că știți voi. Iar Messi, 95-200. Deci a scăzut Messi, dacă nu mă înșel. A scăzut un punct Messi și... Și era două puncte diferență, parcă a scăzut un punct Messi și s-a apropiat Ronaldo, gen. Parcă. Uh, și cam ăștia sunt cei mai buni, vedeți aici, cel mai tânăr, bineînțeles, în Bape. S-au mai au adăugat câțiva, s-a mai adăugat Sterling, chimic, Silva și Laport pentru că mi aminte că era în Bape și după aia era Henry King. Nu mai știu dacă am căutat 170 sau 175 și și data trecută însă s-au mai adăugat câțiva tinerei de s-au mai îmbunătățit la nivel de potențial și facem un singur lucru nou, un nou database care nu l-am făcut în database-ul vechi dar îl facem în ăsta vom vedea care sunt cu potențialul cei mai mari jucători din, din lume și închidem episodul ăsta special player, attributes, ability, and reputation, potential ability și Is the 108 veci și îl avem pe Holland, Mbappe, de delic Donnarumma, Hover, destul de mulți, oh, nu mă așteptam. Da, da, trebuie să fie și tineri, mă, boule, că așa ți dă pe toți în vârstă aici până în 23 de ani. Mane, Isco de de, ce mi dai că nu is at last, is at most 23 de 23 180. Holland, De Ligt, Mbappe, Donnarumma, Havertz, De Jong. Ăștia sunt viitorul. Bun, ăsta a fost episodul special de astăzi. Sper că v-a ajutat și sper că v-a plăcut și sper că v-a învățat cum să dați și voi de aceste de atribute în, de atributi, doamne, moldovenesc, de aceste atribute în editor data. Uh, în rest, nu uitați că ne continuăm seriile în mod obișnuit. Road to Gloria Bistrița care va apărea probabil, nu probabil, sigur va apărea luni. Journeyman a apărut ieri cu Copenhaga, episod super interesant, vi-l recomand pentru cei care nu l-ați văzut. Și în rest, eu zic că ajunge, eu am fost Radu, toate cele bune, ceau!